Este vorba de mai multe demiteri, care se vor concretiza începând cu data de 15 decembrie anul curent. Carpat Montana Serv este o societate aflată în subordinea Consiliului Județean Dâmbovița și unul dintre departamentele acestei unități, de altfel cea mai mare aflată în subordinea CJ Dâmbovița, este cel al alimentației. Din câte se pare, la nivel de conducere a județului, acest compartiment a produs cele mai multe neplăceri și, în consecință, va fi sancționat. Deocamdată nu este cunoscut numărul celor care, din a doua jumătate a lunii decembrie, vor îngroșa rândurile șomerilor dâmbovițeni. Dar este aproape sigur că Dragoș Mosor, cel care se ocupă de departament, conform informațiilor furnizate de executivul CJ Dâmbovița, este este în capul listei de disponibilizați. Acesta ocupă, conform datelor înscrise pe site-ul oficial al Carpat Montana, funcția de șef complex hotelier Gâlma, o funcție pe care a dobândit-o în urmă cu mai puțin de 2 ani.